Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să înceapă deșteptarea, mă gândesc. Uite, am putea să facem. Și așa este, cum îi zice, ianuarie uscat, nu? Dry January. Da, stai un pic. Bună vino, Gheorghiuliu, tiri-li-li-li-li-la-di-da-di-da. Mi se pare că nu facem emisie de unde trebuie. Păi, eu ți-am zis, am niște propuneri, niște idei, niște planuri formate apropo de zona asta. Vai, vai, vai. Da. Nu mai eu, rezoluția mea pentru începutul anului este mai mult forțat decât nu, să fiu și eu în ianuarie uscat. Adică nu se bea deloc. Văd viața cu alt ochi. Mult mai tristă. Totul e mult mai trist, în jur. Dar se mai întâmplă și lucruri încurajatoare. Mai sunt și oameni care păstrează tradițiile în Vaslui, în Huș, de fapt. Huș, județul Vaslui. Și ce vii sunt un acolo. Un hușean a scos butoiașul divin în fața casei să cinstească pe toată lumea de bucurie că i s-a dezăpezit strada. Bravo! Băi, băiatule! Eu mi-e dor de zăpezile de altă dată din București. Păi ce dezăpezire aveam noi când se întâmplau. Ce butoiașe s-ar fi scos. Ce butoiașe am fi scos. La cum și busuiacă de buhotin, nu? Găsești ce vrei. Da. Nu, dar zic ceva... Vinul casei, sigur. Un vin hușean. Nu știu dacă busuiacă de buhotin e din Huș. Uite, poate primim mesaje. 07283132. Da. Care-i vinul de top. Găsești la Huș. Ce ai nevoie. Da. Omul a făcut live pe Facebook cu evenimentul, a scos butoiașul divin și mai multe beri. Probabil că a scos și alimentul. Opționale. Da. Mă, dar sunt oameni care nu beau vin, preferă berea și mi se pare corect ce a făcut. Foarte normal, trebuie să aibă și două peturi de răcoritoare. Exact pe asta zic, a scos berea ca răcoritoare. Și a chemat vecinii și prietenii la petrecere. Pentru toți prietenii și vecinii mei, veniți și vă ofer un ghiurghiuliu. De unde și... Hai că e bine la Huș, a zis el. Adevăr că știind câțiva hușeni și hușence, eu cred că acest hușean ar fi scos butoiașul divin și dacă nu se dezăpezea. Acum s-a băut de bucurie, altfel s-ar fi băut de necaz. Se găsește întotdeauna un motiv. Practic, nu evenimentul a generat scoaterea butoiașului, ci a căutat ceva, orice, da, se întâmplă în jurul lui. Era un butoiaș de vin. Ca să marcheze butoiașul. Exact, dacă aveam butoiașul. Dar ce s-a întâmplat azi? Au dezăpezit strada. Asta este, asta este. Zghihara este. Zghihara. Zghihara. Da, da. Zghihara. Și cineva m-a certat, mi-a zis că e greșeală frecventă aia cu bohotinul, cu busuiacă. Bohotinul e un... În județul Iași. Eu am băut la Iași prima dată. Da. De asta la Bolta Rece, în anii 90, atunci am băut busuiacă de bufătă. M-a rupt capul de... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.